Trăiește sănătos cu Simona. Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi vorbim despre scrâșnitul dinților sau bruxism. Alături de noi se află doamna doctor Marinela Bănică, medic specialist ortodonție și ortopedie dentofacială. Bun venit, Marinela! Bun găsit! Un subiect extrem de interesant, spun eu, atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. Și o să te rog să ne spui cum recunoaștem această problemă. Bine, la copii cred că e un pic mai simplu, mai adormim lângă ei, mai verificăm în timpul nopții atunci când dorm și câteodată vedem cum scrâșnesc din dinți. Dar cum îți dai seama că ai o astfel de problemă, indiferent de vârstă, zic acum? La adulți, principalul semn ar fi abraziunea sau niște fasete de uzură exagerate ale dinților. Practic, dinții încep să devină mai curți în înălțime, oarecum se tocesc atât dinții posterior cât și incisivii. Și partenerul de viață ar trebui să simtă noaptea, nu când scrâșnești din dinți. Să spună. Exact, partenerul ar trebui să spună. Cei mai mulți adulți nu își dau seama că au în timpul nopții acest obicei de a scrâșni din dinți sau bruxism. Există, în schimb, adulți care au acest obicei vicios oarecum și în timpul zilei, datorită stresului, condițiilor psihosociale și așa mai departe, încleștează oarecum maxilarele și au acest obicei și în timpul zilei. Pe lângă abraziunea dinților, poate să apară fisuri în smalț, pot să apară chiar fracturi uneori, mai ales la dinții care au reconstrucții, coronare, obturații, plombe mai mari, și pot să apară sensibilități dentare la rece, cald, dulce, acru, exact. Legat de cauze, doar din cauza stresului, să spunem, sau pot fi și alte cauze? Din păcate, nu există o singură cauză. În general, nu s-a... Argumente pro și contra sunt foarte multe, nu s-a stabilit o cauză concretă a bruxismului. Principala cauză, totuși, din câte se știe la ora actuală, ar fi problemele de respirație în timpul somnului, așa zis apnee în somn, apnee obstructivă. Practic, adică întreruperea respirației. Exact. La un moment dat se întrerupe respirația în timpul somnului, iar creierul, organismul, încercând să deschidă, redeschidă căile respiratorii și maxilarele, mișcă. Practic se apare o mișcare la nivelul maxilarelor și practic pacientul scrâșnește din dinți. La copii poate să apară bruxismul și din cauza problemelor cu polipii, mă gândeam, sau... Absolut, polipii, vegetațiile adenoide sunt un factor care obstruează căile respiratorii superioare. Automat, problemele de respirație, clar, există, ei nu respiră corect pe nas, țin mai mult gura deschisă sau dorm cu gura deschisă sau sforăie, nu se oxigenează corect. De aici rezultă tot felul de probleme, o lipsă de concentrare, un randament mai scăzut la școală, probleme de comportament, multe altele. Deci, iată, o principală cauză ar fi aceasta de natură ORL. Însă exact. Copilul poate să scrâșnească din dinți și din cauza unor frici, temeri. Exact. Poate să scrâșnitul din dinți la copii are cauze un pic mai diferite decât la adulți. Oarecum, problemele respiratorii, cum spuneam, fazele de rupție dentară și de stabilire ale contactelor ocluzale, apoi o cauză pe care am auzit-o pentru prima dată de la un vestit medic pediatru, ar putea să fie prezența unor paraziți intestinali. Deci ar putea exista, eu știu, și ar trebui verificat dacă există paraziți intestinali, giardia și altele, ar putea să fie o cauză. Bun. Lucru foarte puțin cunoscut de către mame, de către părinți. Un alt factor ar putea să fie o mușcătură incorrectă, o ocluzie incorrectă. Adică dinții nu calcă așa cum dinții nu calcă așa cum ar trebui, exact. Apoi ar mai putea fi, într-adevăr, probleme de adaptare la școală, la grădiniță. Bun, ce este de făcut? Și știu că, mă rog, metoda clasică, purtarea unor gutiere, vorbeam cu tine și îmi spuneai că există variante moderne acum de tratament, ce ar trebui făcut pentru copii și apoi și pentru adulți. Deoarece nu există o singură cauză, un singur factor declanșator al bruxismului și tratamentul ar trebui să fie pluridisciplinar. Practic, aplicarea unei gutiere nu face decât să protejeze smalțul dinților, nici într-un caz nu tratează bruxismul, deci spune că ar putea elimină. Să agraveze chiar, deci nu recomand, noi nu recomandăm gutiere pentru bruxism. Deci, practic, n-ar elimina cauza, nici ci ar încerca caz. Cumva să protejeze dinții, exact. Să nu se mai tocească. Exact.
În primul rând ar trebui un specialist în probleme de somn și există chiar și pentru copii și pentru adulți. Un specialist în probleme de somn ar putea să facă un consult, o examinare. Apoi ortodontul ar putea să verifice mușcătura, ocluzia, alte probleme funcționale pe care le are copilul. Un orelist ar putea să descopere sau să... Deci asta ar trebui să fie o muncă în echipă. Echipă pluridisciplinară, exact. La adult la fel bănuiesc. Da, plus un homeopat, terapii alternative, masaj, acupunctură, chiar remedii florale și multe altele. O abordare holistică, citeam, așa cum ne place nouă. Acum ceva timp și sper să nu mă înșel, chiar injecții cu toxină botulinică aici, cumva în zona maxilară. Da, să nu recomand. Încât să paralizez cumva mușchiul și să nu mai există acel scrâșnit. Practic nu îndepărtăm cauza. Pui gutieră sau pui botox, același este lucru. Cam pe acolo, la nu rezolvăm cauza. Ar exista șansele, dacă îi lași să mai crească, să dispară scrâșnitul sau dimpotrivă se poate agrava și ar fi bine ca și pe ei să-i tratăm astfel încât să nu-și distrugă smalțul și dinții. La copii poate să dispară de la sine sau pot fi ajutați prin simple metode de deblocare ocluziei, îndepărtarea factorilor cauzanți, îmbunătățirea respirației orale, îndepărtarea unor cauze gen parazitologie, paraziții intestinali sau nu știu ce, eliminarea factorilor, eu știu, care le cauzează o situație de anxietate sau stres. Alături de noi s-a aflat doamna doctor Marinela Bănică, medic specialist ortodonție și ortopedie dentofacială. Ne rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.